Am vorbit astăzi cu tinerii participanți la școală despre statul de drept, despre ingredientele absolut necesare pentru a putea defini o țară ca stat de drept. Am vorbit despre separația puterilor în stat, despre felul în care puterile în stat se condiționează și lucrează împreună, despre actori importanți și despre responsabilitate. Mi-a plăcut foarte mult faptul că tinerii din programul Let's Talk About Youth aveau foarte multe informații, poate nu așezate foarte structurat în mintea lor, dar aveau foarte multe informații importante despre ceea ce înseamnă statul de drept, despre felul în care funcționează instituțiile din România, despre actorii principali, despre implicarea politică și despre ceea ce contează în acțiunea noastră ca cetățeni pentru ca lucrurile într-o societate să meargă în direcția corectă. Ce încercăm noi să facem aici este să sădim acele semințe pentru ca oamenii aceștia să crească frumos, ca cetățeni implicați, care să știe ce drepturi au și care să știe ce instrumente pot folosi pentru a-și valorifica aceste drepturi. Am vorbit foarte mult despre diferența între ce scrie pe hârtie, ce scrie într-o lege și despre ceea ce se întâmplă în practică în viețile lor. Ceea ce sper eu să se întâmple în viețile tinerilor care au participat la programurile Talk About Youth este să acționeze ca un factor de schimbare, să acționeze ca o resursă pentru prietenilor, pentru familiile lor. Avem de foarte multe ori în viață îndoieli și ne întrebăm dacă acționăm bine, dacă nu e cumva ciudat că ne poziționăm împotriva valului, dacă nu e cumva ciudat că suntem cumva în afara majorităților. Eu cred că informațiile pe care le transmitem aici, tocmai asta e rolul lor, să-i ajute pe tineri să înțeleagă felul în care funcționează societatea și să înțeleagă și să-și asume pozițiile pe care le au, chiar dacă într-un anumit moment ele pot fi impopulare. Și cred că e foarte important să știi că te poți rezema pe cineva. Sprijinul ăsta e foarte important și eu cred că atunci când tu știi multe despre țara ta, despre drepturile tale, despre instituțiile care stau la baza exercitării efective a acestor drepturi, poți să-i ajuți și pe alții. Și sper să aibă doza asta de generozitate. Investim în tineri pentru că ei sunt viitorul. Cred că e foarte important pentru toți cei care lucrează în zona de politici publice ca mesajul pe care îl transmit să meargă dincolo de niște rapoarte scrise, de zona noastră de confort și de publicul nostru tradițional. El este important, dar cred că dacă vrem să generăm schimbare la nivelul societății, trebuie să mergem dincolo de asta și eu cred că lucrul cu profesorii, în primul rând, pentru că ei sunt factorul de multiplicare, vor vorbi și generațiilor viitoare despre temele acestea, și lucrul cu adolescenții, în al doilea rând, sunt canalele potrivite pentru a genera o astfel de schimbare. Cred că nu e suficient ca noi să scriem, să credem în anumite schimbări. Cred că e important să creștem zona de cerere socială pentru ele. Și pentru asta, cred că e important să vorbim cu tinerii. Ca să nu mai spun de faptul că pentru a fi un cetățean eficient în relația cu guvernul, e foarte important să ai aceste instrumente pe care noi încercăm să le transmitem aici. Sper să le fie și lor de folos, fie că rămân în România, fie că pleacă în altă parte, este important să știi cum să interacționezi cu instituțiile statului.